Și pentru că în fiecare duminică v-am obișnuit să vă dăm câteva tipsuri despre cum să ne îmbrăcăm și să arătăm foarte, foarte bine, și astăzi a venit creatorul de stil, Elida Toma, cu ceva idei noi pentru... Ce temă abordăm astăzi, Elida? Bună dimineața! Astăzi abordăm subiectul siluetelor plus size. Am mai vorbit despre aceste siluete, pentru că de obicei sunt abordate aceste tipologii de manechine, așa cum arătați și voi în toate campaniile, în tot ce vedem prin magazine, însă... persoanele care, să spunem că sunt... Au forme generoase, care au, forme au nevoie de haine. Mm-hmm. Și bineînțeles că au nevoie de anumite măsuri, de anumite culori, pentru că persoanele corpulente, așa cum am mai spus, au de fiecare dată tendința de a purta haine mai mari, dimensiuni mai mari, sau să se ascundă sub haine întunecate. Haine și nu e neapărat asta rețeta, nu? Nu este asta rețeta, după cum vezi, tenderul meu este plin de culoare. Foarte colorat. Am și exemple pozitive, deci așa da și așa nu. Și am ales piese imprimeuri, dar și culori care pot fi potrivite sau care nu pot fi potrivite acestor tipuri de siluete. Ia să vedem, sunt curioasă tare. E o temă pe care e foarte bine că ai abordat-o, pentru că sunt convinsă că sunt foarte multe dintre cele care ne privesc și care își doresc să învețe tot felul de trucuri, pentru că bănuiesc că există și anumite culori și anumite stiluri de vestimentare care te pot ajuta să ascunzi anumite imperfecțiuni, să spunem. Exact, primesc foarte multe mesaje și tocmai de aceea abordez aceste subiecte, pentru că toată lumea spune că nu-i bine, dar nu se specifică ce anume nu-i bine și cum trebuie. Bine. Da? Dacă mergem în zona pantalonilor, da? Alegem de fiecare dată pantalon cu talie înaltă, niciodată cu pantalon talie joasă sau medie, pantalon cu talie înaltă, da? Neapărat. Și acest tip de pantalon, da? Pantalon conic. Conic, da? Acest tip de pantalon, care este larg de sus până jos, ne dă un efect de volum, da? Și practic, larg de sus până jos nu ne avantajează. Deci ăsta nu. Ăsta nu. Avem așa, ăsta, da, și așa, așa nu, da, nu? Și așa nu. Am înțeles. Dacă totuși avem o astfel de siluetă și ne plac pantalonii largi, putem alege un pantalon dintr-un material fluid. Ce frumos, da. Da? Care are ceva pliuri în lateral, care nu lasă să se citească forma piciorului. Atenție, acest gen de pantalon este potrivit pentru o persoană înaltă. Da? Înaltă. Dacă avem o persoană scundă, în niciun caz pantalonii largi nu sunt potriviți. Bun, deci acest nu avantajează un tip de siluetă Dacă size. Ajungem în zona de fuste, putem aborda o fustă conică, chiar și cu un șliț considerabil, dacă, sigur, piciorul este frumos lucrat și ne permite treaba asta, sau putem merge pe varianta de fustă ce are diverse detalii. Am aici o fustă cu un detaliu foarte interesant în, zona taliei. Să facă niște pliuri, nu? Da, și ne atrage atenția de la zona coapselor, zona șoldurilor, care poate fi proeminentă, și, practic, acest detaliu ne atrage atenția și ochiul este un pic păcălit, ca să-i spunem. N-aș vrea să trecem peste fusta de mai devreme, cea de culoare alb, pentru că întotdeauna toată lumea spune că albul practic te face să pari un pic mai mare. Purtăm exact. Alb și în putem situația purta asta, nu? Alb dacă e vorba de partea de jos a corpului, pentru că aici putem pune o bluză mai largă, o cămașă mai largă. Uite, de exemplu, cum am o cămașă aici. Da? Aceasta este care poate să vină peste, da. E o cămașă largă, da? Un loose fit, putem să-i spunem, care frumos bluzată în zona taliei, se așează foarte bine cu acest tip de fustă. Și merge și foarte bine, evident. Da? Se și potrivesc ca și nuanțe. Da, că tot ai amintit despre nuanțe sau culorile care nu se potrivesc acestui tip de siluetă, de evitat sunt culorile neon, nuanțe de verde, nuanțe de roz, nuanțe de galben. Da, pentru că sunt extrem de... Îți sar mai rapid în ochi. Exact, sunt extrem de evidente. Și de evitat culorile foarte luminoase, să spunem, nuanțe de bejuri, galben, dar putem merge către culori închise. Ca să păstrăm aici linia topului, partea de sus, uite o cămașă foarte interesantă. Ea practic nu are mâneci. Cum nu are mâneci? Nu are mâneci, după cum observi, da? E doar prins dar aici? E o găselniță, e ceva foarte interesant, care acoperă brațul, pentru că persoanele corpulente au nevoie, în general, de a-și acoperi brațele aici. Și de a evita să se vadă acest surplus, da? Asta este o cămașă foarte interesantă ce poate fi purtată de o astfel de persoană. Da. La fel o cămașă
cu un volănaș. Am spune că volanele fac volum în zona bustului. Sus aici. Dar dacă nu avem un bust proeminent, putem apela către acest gen de volan care se duce către partea de jos și distrage atenția de la forma siluetei, dacă avem, să zicem, partea de sus. Deci asta poate fi purtată nu numai în cazurile persoane, în cazul persoanelor plus size, ci chiar și pentru cineva care are nevoie de un pic de volum în partea exact. De sus. O altă linie foarte, foarte accesată. Elegant. Da, este foarte elegant. Această bluză ce poate fi purtată și pe umeri, iar acest decolte, un V, este un must have, trebuie să existe în garderoba oricărei femei care are o siluetă plus size, pentru că alungește foarte mult. Da? Senzația de alungire. Practic, triunghiul ăsta foarte lung, nu? Da, foarte adânc, dacă ne permite, ne dă impresia de înălțare. Astea sunt chestiuni pe care ar fi bine să le notăm undeva, că știi cum e, trebuie să le scoți de la naftalină din când în când. Uite, o rochie care îți dă senzația doar că are un V în partea din față, ea poate fi purtată pe umeri, este cu accent pe zona taliei și foarte amplă în partea de partea jos, de jos. Da? Ca să ne ascundă anumite imperfecțiuni de aici. La fel și mânecile, nu sunt bufante. La fel și mânecile, da, la fel și mânecile, pentru că spuneam că această tipologie de siluetă are nevoie de mâini acoperite. Aici o rochie largă, da? Dintr-un material extrem de fluid. Și iată roșu. Și iată roșu, o rochie ce poate fi purtată frumos pe umeri, da? Poate fi purtată cu o centură în talie. Din nou, zona brațelor este acoperită. Și e o rochie ce te lasă să te joci destul de mult. Și la capitolul accesorizare și la accesorii, nu la încălțăminte, tot, fără problemă. Mergem către zona de imprimeuri, pentru că nu trebuie alese niciodată imprimeurile care dau volum. Și mergem, uite aici, avem o rochie parte peste parte, da? Dar care nu are un imprimeu care să sară neapărat în ochi? Nu sare neapărat în ochi. Și dacă mergem către zona de imprimeuri florale, uite, imprimeuri florale mici, dispuse asimetric, versus mari, care dau volum, da? Deci niciodată nu luăm așa? Practic să evităm acest imprimeu cu flori foarte mari, da? Cu imprimeuri foarte cu flori foarte mari și voluminoase. Aici avem imprimeuri geometrice. Da, la și fel, tot așa micuțe. Da. Da. Iar aici avem purtă buline chiar. O rochie de-a dreptul uriașă, efect dat și de aceste buline foarte mari. Deci, care dau efectul de volum. Deci de evitat aceste buline mari. Dacă ne plac bulinele, mergem pe varianta pe alea mici. Da? La fel de evitat sunt aceste materiale groase. Această dantelă, această broderie, practic, nu am înțeles niciodată de ce persoanele apelează la genul ăsta de materiale, pentru că ele dau volum, nu aduc nimic în plus, da? Sunt de evitat aceste materiale, da, sunt groase. La fel, o rochie ce nu... Asta pentru persoanele plus size, ca așa în pentru rest? Plus size. Aceasta este o rochie care, la fel, nu ne avantajează având foarte mult volum în partea de jos, foarte multe volane suprapuse. Deci așa nu. Deci așa nu. Iar aici o rochie de seară, ce frumoasă. Foarte și culoarea, elegantă, nu? Da, și culoarea. Mergem din nou în zona de V. Care lungește, cum care ai zis? Lungește, da. Brațele sunt aici acoperite de acest dar totuși libere. Mătase, dar totuși libere. Și se poate purta și cu o centură, o curea mai lată sau mai îngustă, în funcție de preferințe, evident. Mulțumim mult, Elida. Câteva sfaturi, iată, pentru persoanele ce au nevoie și își caută tot felul de haine sau de găselnițe, persoane ce au, să spunem, siluete generoase și au nevoie de haine plus size. În fiecare duminică de la Elida Toma, mulțumim mult de tot!